O moldoveancă aflată în Italia este contaminată cu nou tip de coronavirus. Cel puțin asta scrie presa din Italia, potrivit căreia femeia ar fi avut grijă de o bătrână răpusă de COVID-19. În același timp, în Republica Moldova nu este înregistrat niciun bolnav de coronavirus, iar mușamalizarea unor eventuale cazuri nu este în interesul guvernului. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății Viorica Dumbrăveanu de la Tribuna Parlamentului, îndemnând populația să rămână calmă și să respecte toate regulile de igienă personală pentru a evita îmbolnăvirile, inclusiv cu viroză sau gripă. La momentul actual, în Republica Moldova, nu este înregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus. Da, recunosc că am avut cazuri unde au fost suspectate persoanele că sunt infectate cu coronavirus. Inclusiv este vorba despre persoanele care s-au întors din nordul Italiei. Au fost testate, aplicate testele, a fost exclusă infecția și la moment vreau să vă zic că nu este. Ministrul Sănătății a recomandat instituțiilor media, dar și politicienilor, să nu opereze informații eronate despre răspândirea virusului pe teritoriul țării noastre. Toate informațiile veridice pot fi obținute doar de la punctul focal format pentru monitorizarea situației epidemiologice interne și externe. Orice caz care va fi înregistrat, sigur că el va fi făcut public. Și nu este în interesul, eu reiterez, a nimănui să ascundem astfel de cazuri. Viorica Dumbrăveanu a dat asigurări că tot sistemul medical este pregătit pentru a face față unor situații de risc. Astfel, instituțiile implicate acționează doar în baza unui regulament bine stabilit. Călătorii care intră în țară sunt verificați la toate punctele de trecere și sunt obligați să îndeplinească fișe epidemiologice. Se completează în mod obligatoriu fișa epidemiologică de către pasagerii care vin din zonele cu risc epidemic sporit și plasarea acestora în supraveghere la domiciliu pe un termen de 14 zile. Totodată vreau să menționez că aceste fișe epidemiologice sunt transmise de către Poliția de Frontieră, fiind scanate Agenției Naționale Sănătate Publică, iar agenția informează nemijlocit asistența medicală primară, adică medicii de familie, pentru a monitoriza situația persoanelor date. Structurile de control și cele de urgență sunt obligate să reacționeze prompt în cazuri suspecte de coronavirus. CNAMUP a emis dispoziția prin care urgența se prezintă în mod prioritar într-un răstimp cât de posibil de scurt pentru a prelua persoana, dacă vorbim în cazul dat, fie de aeroportul Chișinău sau fie de punctele de trecere a frontierei terestre. Totodată, mai multe instituții spitalicești sunt pregătite pentru a primi pacienți bolnavi de COVID-19. În afară de Spitalul de Infecțioase Toma Ciorbă, mai sunt disponibile Clinica numărul 2 al Ministerului Sănătății, fostul Spital Feroviar, Maternitatea numărul 2 din Chișinău și un spital pentru copii. Spitalul Feroviar. De ce? Pentru că el este amplasat strategic și este posibil de izolat, de securizat acest spital în caz de necesitate. Exact așa în cazul maternității numărul 2. Putem să concentrăm în caz de necesitate femeile gravide care sunt infectate cu coronavirus. Și în cazul instituțiilor pentru copii, același principiu a fost determinat. Ministrul a mai dat asigurări că în stoc sunt medicamentele necesare pentru gripă, inclusiv este stocul procurat pentru sezonul 2020-2021. Toate spitalele sunt asigurate cu medicamente în proporție de aproape 97%, cu rezerve de stocuri pentru 60 de zile, iar pentru programele naționale și speciale pentru 90 de zile. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a oferit aproximativ 1000 de teste pentru depistarea și confirmarea coronavirusului. Mai mult, structurile responsabile din Moldova sunt în contact permanent cu instituții din afara țării pentru a monitoriza situația epidemiologică din regiune. Suntem în contact direct cu ministerele de resort din Italia, România și ieri chiar a intervenit și Ucraina solicitând să avem persoana de referință pentru a realiza schimbul continuu de date. Noi cunoaștem care este situația cetățenilor Republicii Moldova și în China și inclusiv pe croaziera japoneză, unde mai rămâne cetățeanul Republicii Moldova încă sub supraveghere, pentru că ceilalți doi, având dublă cetățenie, au ales să meargă în România. Datele la nivel național și regional privind situația epidemiologică sunt prezentate zilnic.